Au început pregătirile pentru referendum în județul Timiș. De îndată ce s-a decis data referendumului, următorul pas a fost desemnarea prin tragere la sorți a președintelui biroului electoral al județului Timiș. Reprezentanții Tribunalului Timiș au organizat în data de 9 iulie o ședință în vederea alegerii președintelui care se va ocupa de organizarea referendumului din data de 29 iulie 2012. Astăzi, 9 iulie 2012, președintele Tribunalului Timiș a desemnat prin tragere la sorți ca președinte al Biroului Electoral de Circumscripție al județului Timiș pe doamna judecător Cuzman Andra Cristina din cadrul secției 1-a civilă a Tribunalului Timiș. Referendumul va fi organizat după ce Parlamentul a decis suspendarea președintelui Traian Băsescu. În data de 29 iulie, românii sunt așteptați să decidă dacă pun capăt mandatului președintelui înainte de alegerile prezidențiale.